doamna a fost internată în spital în Italia. M-a chemat înăuntru, ne-a dat niște tableti, antibiotic. Și a zis că la tine nu e nimic strașnic, la tine e o simplă pneumonie. Du-te la farmacie și cumpără astea tableti și trebuie cât mai multe fructe, apă călduță și atât. Eu poate să știu că am boala asta, nici nu m-am mai pornit. Într-un mod foarte responsabil a părăsit instituția medicală de acolo, s-a urcat în avion și a venit acasă. Cum se aude vorba că eu am fugit, n-am fugit. Eu am vrut, din contra, am vrut să mă primească în spital, ca eu să nu vin bolnavă la Moldova, să nu scârghesc copchii. Am vrut să stau să mă lecuiesc acolo cu pneumonie, nu cu virus. Și persoana respectivă a pus sub pericol, risc de sănătate, mai multe persoane, inclusiv în aeroportul italian, în aeronavă și, bineînțeles, aici, la noi. Și din cauza unei persoane sau unui grup de persoane irresponsabile care nu vor să scrie datele de unde vin, care fug de prin spitale, ce trebuie să facem noi, autoritățile, în cazul ăsta? Dar trebuie să te duci acasă, că noi nu mai avem nevoie de serviciile tale. Și tu mai departe și vrei șefă. M-am dus la hotel, am vrut să stau pe mai mult timp ca să mă lecuiesc. Acolo la hotel mi-a spus că noi lucrăm până luni, că la luni vine în închidere. Prin telefon i-am comandat bilet și am zis la avion. În cazul de față avem o dovadă de irresponsabilitate totală. Dacă nu vă pasă de sănătatea altor persoane, măcar la voastră gândiți. Oricazul din ieri cu doamna respectivă denotă o lipsă totală de responsabilitate. Nu a informat, de fapt, poliția de frontieră despre faptul că are o simptomatică anumită, că nu se simte bine, că există o suspiciune la infecție coronavirus. Întâi i-am spus la fetiță că eu mă simțesc rău, ei mi-au dat o foaie înainte de asta, eu am însemnat tot, că am temperatură, că sunt bolnavă, acolo și de întrebări, toate le-am supliniat. Și pe urmă i-a s-o apropiat de mine și m-a întrebat, dumneavoastră, vă simțiți rău? I-am spus da, eu am spus dreptatea, că eu acasă am nepoței, am soț, am fică și nu vreau ca să le mă lipsesc și pe alte persoane, dacă ceva nu mă lipsesc. Acolo scrie totul că eu n-am virus. Și mașina i-am dat foile și ele care ni le-au dat de la Italia. Bine că eu le-am fotografiat puțin și de-amă băietul a avut dovez. Dar să nu le fotografiat, avem și în ziua de azi să mă vorbească de rău toți. M-a tratat foarte bine, s-a purtat foarte bine cu mine și le mulțumesc foarte frumos, din tot sufletul. Cazul când a venit persoana din străinătate și a dat o petrecere că s-a întâlnit cu corupții. Eu rog Ministerul de Interne să ne clarificăm. De unde a luat Dodon? De unde a luat mie sănătate informația asta? N-am făcut nimic. La mine în casă au fost 3 oameni. Am fost dotat cu măști sute din bumbac. Noi care n-au nici fixator, ne îmbrăcam câte două când ne ducem la chemare.